Bă, tu ești sigur că ăsta e orașul în care trebuia să ajungem? Da, bă, cum adică să nu fie asta? Păi am mai venit aici de atâția ani. Aici, la unchi, acasă, o să fie distracție! Distracție! Bă, omule, ultima oară când am ieșit din tren a urlat ăla la noi: bă, vedeți că nu aici trebuie să coborâți! Și tu ai zis: da, 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 șeful, acum. Și am coborât! A, asta au zis? Eu am înțeles că au zis drum bun și bani de drum. Tu de când nu ți-ai mai desfundat urechile alea, sincer, spune? Da, urechile se desfundă. Bă, urechile se spală, nu? Păi cum adică se spală? Nu se spală nimica! Trebuie să rămâi intact cum te-a lăsat Dumnezeu pe planeta asta. Cumva te speli. Omule, înainte să ieșim din tren, în vagon cu noi era o băbuță care a zis: orice ați face, să evitați orașul ăla, și arătați prin orașul ăsta. A, eu am înțeles că, băieți, mergeți în orașul ăla, că e cel mai șmecher oraș. Și cum adică? Uite un pic cât de șmecher e! Avem mâncare gratis! Mâncare gratis! Ia de aici, ia de aici, ia de aici asta! Asta lăsată de la domnul! Bagă în gură! Bagă în gură rapid! Păi nu mănânc, mă, chestii de pe jos, bă, dacă vrei poți să bași tu, bă, eu nu bag nimic. Na, ce-am făcut din cauza ta? Am scăpat-o, ia de aici. Hai să intrăm în sat și să vedem când e următorul tren, ce spui despre asta. Bine, bă, intrăm, dar să știi că e o lădiță de asta de portocale și n-accept refuz. Hai, pune mâna și trage de acolo. Păi lasă-mă lădița de portocale, bă, jos. Bine, bine, doar de data asta. Dar mă întorc eu după voi. Mă întorc. Haide. Păi trebuie să intrăm aici, zicem: bună ziua! Uite, vezi? Nu-i nimeni. Bă, e gol. A. Tocmai. Nu ți se pare dubios că e totul gol în orașul ăsta? Bă, poate e gol că nu vine nimeni, că n-are lumea bani. În plus de asta, intrarea era pe aici. Sau poate e bântuit, bă. Tu ești sigur că ăsta e orașul lung, tu? Bă, singurul lucru bântuit e capul tău, da, e foarte bântuit. Normal că e orașul lung, n-am mai fost aici o grămadă de ori. Bună ziua! Ia uite, vezi? Cărți! Cărți! Când sunt cărți și dosare, nu-i bântuit! Bună ziua, da? Trenul vine la ora 5 și vine super încărcat. Doreți bilete? Bă, poți să nu te mai prefaci, că ești vânzător de bilete, bă. Să nu mă prefac că sunt vânzător de bilete, chiar vând bilete. Pe ce să mă fac programare? Pe ce nume? Uită-te în ochii mei și hai odată să căutăm cum să ieșim din locul ăsta. Bine, vine acum. Bă, e ceva jos aici. Aaa, mă trage de picior! Aaa! Păi ești ok? Bă, ce faci, mă, acolo? Aaa! Uite ziarul. Ziarul! Ziarul adevărul! Păi dăm drumul, mă, să ies de aici. Da. A. Bă, lasă-mă, deschide-mă ușa. Ești blocat pe viață acolo. Blocat pe viață. Blocat pe viață, zicea. Opa, ce am găsit aici? O, niște portocale. Mamă, sunt portocale de mâna întâi, bă, vin. Unde sunt portocalele? Dă-mi portocalele. Acum tu ești blocat pe viață acolo. A, da? Eu sunt blocat pe viață, nu? Ia că deschid ușa. Bă, nu-i amuzant. Ți-ar plăcea dacă ți-ar face cineva la fel? A, da? Stai așa, stai puțin. Dacă te duci în spate, îți deschid ușa. M-am dus în spate. Stai așa, du-te acolo, la birou acolo. Așa, bun. 2 secunde, închide ochi. I-am închis. Ce e aici? Șoareci! Bă, am găsit un ziar și scrie aici că toată lumea e la teatru, toată lumea e în biserică. De asta nu este nimeni acum în sat, că acum e ora de mers la biserică și a ascultat părintele. Citește ziarul, citește-l cum ți-a lăsat Dumnezeu ochi să citești. Bă, tu ai văzut ce scrie pe ultima pagină? Dă, bă, ziarul ăsta încoace, bă. N-ai nevoie de el că nu știi citești. Bă, n-ai văzut că scrie, bă, scrie de sacrificii, despre clowni turbați și despre vizitatori care nu se mai întorc niciodată, bă. Bă, eu nu cred că ai învățat numerele la școală. Nu știi ce citești. Uite, scrie aici. Nu știu ce scrie aici, dar scrie. Scrie! Contează că scrie și nu scrie cum ai zis tu. Bă, toată lumea la biserică se roagă, fiindcă așa e frumos într-un sat. Toată lumea se meargă la biserică să-l asculte pe înțeleptul satului. Și plus de asta, azi e Crăciunul, vine Moș Crăciun aici. Bă, Crăciunul a trecut de imediat o lună. A, da? Stai, noi în ce an suntem? Nu suntem în 1998? Hai, bă, în biserică odată, mă, că nu te mai suport. Bă, în biserică să te duci tu, da? Că eu mă duc lângă biserică, aici. Bă, trage de 6, am găsit bicicleta. Hai să o luăm, o vindem. Bă, unde vinzi tu bicicleta, mă? Hai odată să intrăm în biserică. Bă, am pus-o acolo, lângă lădițe. Când plecăm, o luăm. Așa, fii atent. Deci trebuie să intrăm cu respect. Să nu facem gălăgie, că probabil sunt la slujbă, da? Ne facem cruce când intrăm, respectăm toată lumea și ne cerem scuze că am întârziat, da? Da, așa facem. Bună ziua! Domn Părinte! Bă, ăsta-i Moș Crăciun, ce e aici? Cine sunt oamenii ăștia? Bă, acum înțeleg de ce e Moș Crăciun aici. Înțeleg de ce nu mi-au adus cadouri. Moșule! E răstignit. Bă, vino rapid și ajută-mă să-l dau jos pe moșu. Bă, ce moștri sunteți? Ce ați făcut? Ce ați făcut cu moșu? Bă, vino cu acei păputeni. Ți-am spus să ai grijă și să te comporți cum trebuie. Bă, uite-te cum arată toți, bă. Bă, ăștia vor să ne bată, ăștia vor să ne la bătaie. Auleu, ce-ai în spate? Bă,
Nu că ce-am în spate, bă, bă, ai intrat peste ei cu pușca, bă! Tu-ți dai seama ce o să se întâmple acum? Bă, o să ajungem la carcera clownilor? Bă, bă, o să fie blestemul clownilor! Da, voi l-ați executa pe moșul în stil tailandez. O să vă arăt eu vouă, o să vă arăt eu vouă! Cu puterea domnului, ia de aici, fraiere! Bă, ce-ai făcut, mă? Am executat părintele satului! Luați de aici! Luați de aici! Nu meritați pe moș Crăciun! Bă, stai, bă, stai, bă! Oprește-te! Tu nu realizezi ce faci! Eu realizez ce fac, dar tu realizezi ce ai făcut, uite ce ai în spate, în spate, pe tablou, ce acolo? Portocale. Păi da, și tu nu te închini când treci pe lângă ele? Oh, măriti portocale, care mi-ai dat tu de mâncare. Bă, e nebunul satului, bă, e nebunul bă, satului! Bă, ce-ai făcut? Bă, Pablito, nu! Bă, tu ai văzut ce-ai făcut? Păi eu, da sau tu? Doamne ferească, deci dacă n-am fi întârziat la tren, nu mai ajungeam în situația asta. Bă, ăla-i nebunul satului, ne-o găsit. Satul ăsta e format numai din clown bolnavi la cap, bă, și tu ai supărat pe toți intrând la ei în biserică și omorându-le preotul. Uite-l, uite-l cum ne caută, bă, uite-l. Bă, e acolo? Ai văzut? Da, am trecut pe aici. Unde-i? E pe geam? Uite-l, uite-l, e acolo. Bă, nu face niciun zgomot, bă, că poate ne găsește și vine, bă, să nu faci niciun zgomot cât e aici, înțelegi? Domnul clown! Domnul clown! Bă! Bilete! Bă, ne-a găsit, bă! Bă, vine după noi, vine după noi! Mă drogat, hai sus, hai sus, hai sus! Bă, trebuie să facem un plan de scăpare, bă! Bă, sigur, bă, e aici sus! Bă, e aici! Nu mai văd! Bă, ajută-mă! Nu! Ajută-mă! Fiecare pe comprobă! Nu, vine după mine, bă, vine după mine! Pablito, te rog! M-a drogat! Nu mai văd! Când eram mai mic, am citit-o într-o revistă la pufuleț despre un ritual. Și încă l-am reținut de atunci. Ce mai bun pufuleț din lume! Ce ritual ai citit, bă, ești bolnav la cap? Bă, trebuie să iei doi oameni, să le rup gâtul ca la porc, să guiți pe acolo și după să-i pui în roabă. Și ghiși ce? Am făcut asta deja. M-am dus în biserică și am luat doi oameni de acolo și le-am zis, băieți, veniți un pic. Și când au venit, le-am prins gâtul, le-am dat ca la porc, o bubuit tot în ei. Și acum ia uite-i, în roaba vieții. Bă, tu ești sigur că nu era Scooby-Doo de pe Cartoon Network ce ai văzut tu acolo? Bă, era cu un câine mărău. Bă, dar ce trebuie să fac mai exact, că nu înțeleg. Bă, trebuie să stai și să-mi dai bani. Poftim? Să-mi dai bani. Pentru ce să-ți dau eu ție bani, mă? Dă-mă banii ăia încoa. Bă, ți arde de hoție acum? A, bă, scuze, am crezut că sunt Guatemala, am luat valo. Da, păi trebuie să-i luăm pe ăștia și să invocăm spirite cu ei. Și dacă pui unul din ăsta aici pe mormânt, o să iasă ceva de aici. Bă, uite-te la el, săracul, cum arată, bă. Păi tocmai ți-am zis că i-am dat ca la porc. Bă, a murit în teroare și în agonie, uite-te ce față are, ce ai făcut, mă? Bă. Toți care ajung în mâna lui Pablito mor cu teroare și agonie și se duc pe lumea de dincolo supărați. Recunoaște, ți-ai dat pantaloni jos când ai intrat în biserică, așa e? De unde știi? Am auzit cum țipa toată lumea înăuntru și spuneau: aaa, trage la loc pantalonii, e mică! Aia am auzit. Fierar, credeam că nu o să te prind. Da, mi-am dat jos pantalonii și am început să urmăresc pe toată lumea. Hai bă, odată bă să facem ritualul. Ce ritual? Ca să scăpăm de clownii ăștia. Ah, clownii, da. Gata bă, facem ritualul, facem super ritualul. Deci trebuie să-l iei, da? Îl iei pe ăsta de aici și trebuie să-l lipești de piatra din mormânt, așa era. Tu ești sigur că știi ce faci? Da, și lipești așa acolo și trebuie să faci o cruce din el. Ai dărâmat piatra de mormânt. Stai, oricum nu ne trebuia, da? Și acum? Ce se întâmplă? Și acum dai în el ca în piniata! Că asta era! Bă, tu ești în regulă! Adică de ce n-aș fi în regulă? Piniata! Bă, a mers! Uite moartea! A venit să-i felicite și să joace la piniata cu noi! Bă, nu cred că e fericit, bă, uite-te la el cum arată! Bă, da, e cel mai fericit! Doamnă moarte! Mulțumim mult pentru... Bă, moartea asta e cam beată! Cred că a venit băut aici! Aoleu, o să-l gardu! Doamnă bă. Moarte! E vina lui! Bă, ai zis că o să ne ajute ritualul ăsta, bă! Ai zis că o să ne ajute! Bă, dar divina ta! Vine spre noi! Bă! Wow, ce face, bă? Bă! M-a prins la colț! Ajutor! Vine după mine! Ți l-am luat eu după mine! Hai încoace, moarte! Bă, aici e clownul! Bă, nu e ok, bă! Sunt amândoi pe urmele noastre, bă! Uite ce-ai făcut! M-a drogat! Se bat între ei, ok! Bă, l-a bătut! Doamne, dar ce cu moartea aia, așa slăbătură!
Bă, a început apocalipsa! A început apocalipsa clownilor! Bă, uite-te ce ai făcut, bă, ai invocat ai reușit cumva să invoci două blesteme în orașul ăsta, bă. Cum dracu mai scăpăm de aici? Bă, cu blestemele știi cum scapi? Bă, vii spre noi! Ce? Ce-ai făcut? O chema băiatul tău în taxi, ia uite-l! Unde-i? Unde-i taxiul? Păi era aici! Bă, ce taxi ai chemat tu, bă, pe acoperișul casei? Bă, am chemat un taxi și au zis că vine imediat pe acoperiș. Unde-i taxiul? Taxiule! Alo, domnul taxi! Păi cum adică, domnule, un taxi aici la doi băieți șmecheri? Avem două blesteme! Taxi! Uite, vezi? Aici, taxi! Bă, tu puteai să chem taxi în tot timpul ăsta? Da, păi de asta ai telefon, nu? Ca să chem taxi când vor să te omoare clownii și morțile. Chiar n-ai învățat nimic? Sayonara, frățior, dacă nu mi-am plecat, îi dau tot pică! Stai, bă, unde pleci? Mă duc cu taxiul vieții! Bă, m-am blocat la portocale! Eu ți-am spus că blestemul portocalelor, Irian! Ți-am spus că așa scăpăm! Îi dăm spre univers și n-am... Dă-i tare, dă-i tare, dă-i! Bă, ne-a blocat în ceva, ce se întâmplă? Bă, ne-a blocat, dar nu-i nimic că întoarcem, schimbăm stația. Nu mai luăm spre colo, o luăm spre dincolo, mă înțelegi? Bă, nu cred că mai avem pe unde să o luăm, că ne droghează ăștia, bă! Tu ești sigur că poți să conduci așa drogat? Da, bă, cum adică că am mai condus la viața mea? Ia uite ce bine o dau! Ia, uite, dă Pablito, uite, întâia! Aaaa, ne-a blocat ăsta! Ne-a drogat! Bă, cred că ne-a luat foc mașina, bă, se aude ceva, nu cred că e ok. Bă, nu ne-a luat foc, așa e mașina asta, cu foc pe acolo și pe acolo. Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bombardați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem într-o viitoare, pupici cu sclipici, mua, mua, pa, pa.